Bine ați revenit alături de noi. Primele nume din potențialul guvern sunt vehiculate, aruncate în arena publică pentru a fi susținute sau contestate. Un nume foarte interesant, domnule Gheorghe, aici către dumneavoastră mă adresez. Domnul Robert Sighiartău, secretarul general al partidului. Întrebați. Trebuie să ia guvernul, ministerul, pardon, cu cei mai mulți bani. Acel, așa, struțocămilă, semi-abracada brantă din punct de vedere economic. Da, nu, eu cred că... Care se numește Ministerul Dezvoltării, care are cei mai mulți bani. Eu cred că este doar o speculație la acest moment. Eu nu cred că va fi... Sighiartău la dezvoltare, speculație? Păi, de ce nu? Așa mi se pare, cred că e doar o speculație. Dar și... apare singur, dar toate ministerele sunt câte trei, acolo apare singur. Nu, au mai apărut și alte persoane, cred că nu. Nu știți cred că, să vă spun vibe-ul din metrou, așa că eu sunt circul cu metrou. Știți care e vibe-ul metrou? Partidul Național Liberal își duce secretarul partidului la Ministerul Dezvoltării ca să împartă banii unde trebuie. Hai să nu exagerăm. Eu nu cred că Sighiartău va fi ministrul dezvoltării. Este părerea mea. Dar credeați că va fi secretarul partidului? Nici asta nu credeam. A, păi vedeți? Dar nu cred, pentru că e un minister mult prea dificil. Acolo e nevoie de o persoană cu experiență. E nevoie nu, de cineva nevoie care de, cunoaște, spune, deputat, care cu cunoaște de a fi și administrația publică locală, cineva în maniera care are... în care se întâmplă actualmente lucrurile, în Ministerul Dezvoltării este nevoie de o persoană care să fie fidelă partidului și care să împartă banii cui trebuie. Dar stați un pic, pentru să că de la înființarea lui din 2012, că atunci s-a înființat, sau 2013, Ministerul Dezvoltării, nu, vă spun eu toată povestea. Până în prezent, asta a făcut acel minister, prin PNDL, prin tot ce vreți noastră. Ministerul Dezvoltării este urmașul fostului Minister al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, MLEPA, din anii 90. Acolo, în anii 90, erau oameni cu o personalitate foarte puternică și oameni care aveau viziune. De exemplu, Nicolae Noica, da, nepotul mare lui Constantin Noica, unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut guvernarea CDR, 96-2000, ca să vă dau un exemplu. Și nu doar el, au fost și alte personalități. Și... vreau să spun, acest minister trebuie și ceva viziune, adică trebuie să înțelegi și tu urbanismul, trebuie să înțelegi o viziune de dezvoltare. Nu e așa ceva dai cu pixul și... asta e maniera PSD-istă de a percepe rolul acestui minister. Și sunt convins foarte că nu este... că va fi investit guvernul Orban va fi cu investit. Domnul Sighiartău, ministrul la dezvoltare, haide să o să nu dau ne grăbim, haide public. Să nu ne grăbim și să nu avansăm nume până când nu există nimic cert. Dar dumneavoastră când beți cafeaua dimineață cu colegii, care este numele vehiculat? Știu că se întâmplă asta. Păi vreau să vă spun că și noi, ca și dumneavoastră, aflăm aceste nume date pe tot felul de site-uri, unele mai cunoscute, altele mai obscure. Citim, vedem tot felul de nume. La câteva nume, vă spun sincer, am început să caut pe Google, nici n-am găsit la un moment dat. Deci nu este o chestie chiar atât de adevărată. Partidul are resurse. Partidul Național Liberal este cel mai bine pregătit partid în România prin țara resurselor umane. Spun foarte clar. Dar acum nu știu cine va fi și cum va fi. Nu pot să vă dau nume. Adică dacă ar fi după mine, v-aș face un guvern, dar nu știu. L-aș face destul de bine. Asta ar fi problema lui. Am înțeles. Apreciez modestia, domnule deputat. Mă bucur că o apreciați. Dincolo de aceste mici glumițe legate de guvern, e o treabă serioasă. Vine Partidul Național Liberal cu un guvern restructurat total. Adică... păi da, pentru că este alt guvern. Da, nu. Pur și simplu, nu este doar o remaniere. Nu era o critică, domnule deputat. E o constatare. Mi se pare firesc, adică e abracadabranța, e numărul echivalent de comisii la nivel național în condițiile în care România are până în 20 de milioane de locuitori, sigur. Și am avut 27 de ministere într-un punct oarecare. Număr echivalent, au făcut un fel de copy-paste de la nivelul Comisiei Europene, mai ripseala pentru egalitate de gen și nu știu ce a fost. Da, aia e o aberație. Ciudățenii de-astea au tot fost inventate de-a lungul timpului. Dar, hai să vă spun, părerea mea, cum trebuie restructurat guvern. Eu cred, de exemplu, că ministere precum sunt turismul, IMM-urile, trebuie să treacă obligatoriu la Ministerul Economiei. Pentru că țin tot de sfera economică și de ceea ce înseamnă gestiunea macroeconomică a resurselor de dezvoltare a României. Ministerul Energiei reprezintă o zonă strategică și la sine chiar separat de Ministerul Economiei, pentru că e doar un segment strategic, ci România este o țară cu un potențial energetic uriaș și trebuie și tratat în... dizolva Ministerul Românilor de Pretutindeni? Absolut nu. Eu cred foarte mult că acest Ministerul Românilor de Pretutindeni trebuie să rămână. Am fost zile trecute în Timok, m-am întâlnit cu românii din Serbia. Situația de acolo mi se pare dezastruoasă. E tragică. Statul român are de făcut enorm
pentru frații noștri din Bucovina, din acele părți ale Basarabiei care au rămas în componența Ucrainei, din Timok și Serbia de Est, din nordul Maramureșului și evident din diaspora economică, pentru că diaspora economică este o parte integrantă a României. Avem 10 milioane de români în afara granițelor. Aceste 10 milioane, gândiți-vă, intră așa, Republica Moldova, comunitățile istorice, cei 4 milioane de români care lucrează în Europa Occidentală. Dacă guvernul Orban nu are un minister pentru români de pretutindeni, nu-i acordați votul? Voi acorda votul acestui guvern, dar voi protesta constant pentru desființarea Ministerului pentru Români de Pretutindeni. Sper că această decizie să fie o altă respinsă. Este o decizie pe surse, nu avem nicio certificare a acestui lucru, dar clar trebuie să rămână acest minister. Uitați-vă cât investește Ungaria în ceea ce înseamnă comunitățile ungurești din afara granițelor. Nu se poate așa ceva. Eu îmi doresc un minister de pretutindeni care raporta la milioane de români care se găsesc în afara țării, raporta la dezastru din Ucraina și din Serbia pe care l-am văzut și îl simt și îl știu, ar trebui să aibă un buget de atenție, cel puțin 1 miliard de euro anual, care să meargă atât în comunitățile istorice și în păstra identității românilor din afara graniței, cât și într-o politică mare integrată de repatriere a românilor care muncesc în Franța, în Italia, în Germania, în Spania, în Anglia, peste bine, tot. Asta trebuie făcut acum. Nu să importăm muncitori din Vietnam și Pakistan și să ne înțelegem, nu este un mesaj antisemit, rasial sau... Doamne ferește, nu, este un mesaj așa, național. Pentru că eu nu cred că România trebuie să-și bată joc de proprii săi fii, oriunde ar fi ei. Că sunt ardelenii și bucovinenii care au plecat în America de acum 100 de ani, că sunt frații noștri care au făcut parte din România Mare și pentru ei destinul a fost mai tragic, sau că sunt românii care au plecat în ultimii 30 de ani ca să muncească în străinătate, cu toții fac parte din marele neam românesc. Ei okay, sunt baza noastră. Oamenii la care faceți referire se vor întoarce. Când vor fi fericiți? Se vor întoarce atunci când țara le va oferi un sistem de sănătate decent, un sistem în care copiii lor se pot dezvolta, unde pot și învăța. Și nu crezi că este nevoie de o instituție care să-i gestioneze? Sigur, e nevoie de o instituție care să se ocupe în mod activ de niște politici în zona asta. Știu că sunteți un om foarte aplicat, absolut, da. Astea, cred că cu siguranță a făcut acolo chestiile de aplicabilitate, da? Avem situația expres Marea Britanie în acest moment. Cu un prim-ministru foarte interesant, e un alt subiect, o să-l abordăm vineri din nou, promit, se întâmplă chestii absolut geniale, 3 scrisori către Bruxelles, 2 nesemnate, una semnată de primul ministru. Zici că e doamna Dăncilă. Revenind, avem situația Marii Britanii, unde sunt circa 800.000 de români, dintre care circa 600.000 de români nu au drept de ședere după ieșirea din Marea Britanie din Uniunea Europeană. Gândiți-vă că mâine în România vin 600.000 de români. Două județe. Deci vorbim de aproape două județe, da? Ce faci cu oamenii aceia? Cred că, da, oamenii nu o să vină în două județe, o să vină în toată țara. Cu siguranță, dar cuantificându-i la un loc, vorbim de aproape două județe, domnule deputat. Da, da. Cred că România o să le poată face loc, când? Deși... În timp. Și mai e și un aspect. Cred că sunt mulți care merg acolo și pentru perioade scurte. Merg pentru, nu știu, un an de zile, pentru câteva luni. Nu sunt foarte mulți care să rămână acolo. Nu, vorbim de o comunitate stabilă cei care... în Marea Britanie, de circa... Ok, și cei 200.000 aproximativ care sunt stabiliți, au drept de ședere și care o să rămână acolo. Și mai e o categorie care... are diferite tipuri de joburi, în principiu, pe perioade bine determinate sau sezoniere. Da. Și aceea, la un moment dat, o parte din ei se vor întoarce către Spania, sau... Germania, exact, Franța. Se vor reorienta. Dar nu crezi că ar fi un moment genial pentru România în care spună fii patriei rătăciți peste meleaguri străine? Noi vă scutim, nu știu, vă facem, vă dregem. Nu, așa ar fi absolut firesc. Pe mine nu mă sperie întoarcerea românilor acasă. Mi se pare un fapt absolut normal. Păi ce-mi vrea? Să devenim o țară care să aducă imigranți de lumea întreagă și să ne trezim că în 10 ani e frică să ieșim din casă pe stradă, cum se întâmplă în Occident acum. Totuși, sunt românii noștri, trebuie să-i aducem acasă. Și, evident, eu cred că trebuie să existe un sistem de motivare și un sistem de încurajare. Spunem, de încurajare și de reacomodare a lor în mecanismele economico-sociale din România. E vorba și de niște facilități fiscale, de niște...
Mecanismele de fiscale vor face să se întoarcă. Să fie ceva pur și simplu. E o dezbatere foarte amplă aici, pe care sper să o un alt aspect pe care îl avem în continuare. România are nevoie în acest moment, după foarte mulți ani în care nu a avut deloc această problemă, de forță de muncă. Cred că aducerea înapoi a românilor în condiții avantajoase și civilizate să lucreze în România este un lucru mult mai benefic decât să ne trezim. Asta în cazul în care nu se adevărăsc temele privind recesiunea economică, atunci nu vom avea nevoie de forță de muncă. Nu știm, să vedem. Să mai stăm ferește, și să mai privim. Doamne ferește, cunoaștem tragedia anului 2009, care se presupune a fi mai gravă în aceste momente. Repet, cea mai mare companie de turism în lume a dat faliment. Deci cred că asta este primul semnal al unui mare tsunami. Falimentul, mare tsunami. Noi trebuie să înțelegem că în economie există și faliment. Da, domnule deputat, Thomas Cook, care era prima și cea mai mare companie de turism. Thomas Cook, fără legătură cu Răzvan Cook. Fără. Domnul Nuno, vă întreabă cu și unde mergeți. Chiar, dacă nu v-ați gândit să faceți o chestie de asta, mergeți în fiecare dimineață pe la guvern, spuneți, domnule Cook, astăzi merg până la cantină să mănânc, pe aia merg, na. Îi facem treaba mai ușoară. Da, să nu vă dați seama că sunt niște oameni care trebuie să se intereseze. Mai plătim și noi niște salarii. Revenim puțin la prezidențiale, că suntem în campanie totuși și uneori nu vine să cred că suntem în campanie. Plictisitoare în acest moment, fără artificiul domnului Barna, care este prima victimă a campaniei, cred. În rest, n-am avut chestii de astea de cu lătrăi, penalii, hoții, n-am avut în campania aceasta. E dubios de liniștită în comparație cu restul. Până acum a funcționat decent. Cred că ce îi lipsește acestei campanii este și o dezbatere, pentru că nu am văzut până acum. Haideți să vedem, să vedem candidații, că se întâlnesc într-o emisiune și are și domnul Barna cu domnul Paleologu, spre exemplu. Domnul Iohannis nu iese cu nimeni, știm asta. Domnul Iohannis acum se află în Japonia. Japonia la încoronarea noului împărat al Japoniei. Felicitări, da. E un eveniment important. Cu siguranță, dar are timp, adică a avut timp și până a plecat. După ce se întoarce, evident. Hai să aveți dumneavoastră informația că iese domnul Iohannis la televizor? De multe ori, aproape că trebuie să ne aducă cineva aminte că vine alegeri prezidențiale. Noi ne comportăm exclusiv ca o țară într-o permanentă și criză guvernamentală și tot se aruncă gaz pe foc și tot... ne agităm și ne ațițăm unii noi pe alții. Noi suntem un popor latin, cu sângele fierbinte, avem nevoie de tragedii. Nu știu cât de latini suntem, eu cred că totuși fondul nostru, Tracogeto Dacic, este cel mai important. Și aici acum, e o discuție foarte amplă, domnule deputat. Legătura între să... traci și latin la nivelul ceea și ce domnul Iohannis este trac sau latin? Este germanic, domnul Iohannis. Păi și treaba are cu fondul genetic românesc? Eu mă refer la nevrea la noi, ca popor. Da, am înțeles. Și... Doamne ferește, nu a fost o acuză tip PSD. Da, tip PSD, pentru că au fost distribuite masiv informații cu votează un român, nu un neamț. Doamne ferește, nu am nicio treabă, respect în egală măsură fiecare locuitor în partea. Eu mi-aș dori, hai să vă spun ce-mi doresc eu. Foarte pe scurt. Hai să vă spun, doresc ca președintele Iohannis să-i primească pe românii din Ucraina, care se confruntă cu o situație deosebit de gravă, cu distrugerea, că ăsta e cuvântul cel mai potrivit, a învățământului în limba noastră românească acolo în Ucraina. Și nu doar, în limbile tuturor comunităților minoritare etnic din țara vecină. Eu cred că acolo domnul Iohannis ar face un gest deosebit ca la, după ce se întoarce în Japonia, să-i primească în audiență pe acești români, subliniez români. Dincolo de aceasta îl vom vedea, știm că suferă, e firesc chiar și să suferă de teoria turnului de fildeș. Domnul Iohannis se află pe un piedestal frumos, croit, bine, foarte stabil în acest moment conform sondajelor, de peste 30-40% de fiecare dată, da? Inclusiv în ale opoziției în sondaje. Nu prea se oboșește să coboare de pe piedestalul ăsta, vină să spună, băi, românilor, știți, am avut 4-5 ani de zile în care am făcut niște chestii sau trebuia să fac niște chestii, nu le-am putut. Nu știu, eu vă spun o mare problemă și aici trebuie să ne înțelegem cu toții și să stăm să modificăm acest lucru. Este această lege electorală. Nu te lasă să faci nimic. Vă spun lasă sincer. Să vină în dezbateri. Dezbateri, dar și alea, ați văzut cât de standardizate și raționalizate sunt. Zici că mai e un pic și pur și simplu e interzis. E relativ așa o paralizie, dar în același timp era nevoie de un pic de rigoare față de cu modul în care se desfășurau campaniile înainte, cu afișe peste tot, cu bani în valize. Dar nu, nici așa, nu e în regulă. Doamne ferește, cu bani în valize sunt total de acord cu dumneavoastră. Haideți că dar, cu afișele, eu vă spun sincer și nu glumesc, eu cred că pe orice clădire de utilitate publică și, de exemplu, stâlpii de electricitate sau picioarele
picioarele podurilor din țara asta sunt, au utilitate publică, atâta timp când nu există. Vai, domnul deputat, trebuie... nu cred că este bine, pentru că vom avea da. Toate mizerii. Ba da, ba cine da, asta e campanie electorală. Eu am văzut în Germania, acum câțiva ani era campanie electorală, da, bine, am și pe eu. Toți stâlpii și pe orice loc unde se agață, erau aplicate de carton, e drept, dar erau pe stâlpi, erau peste tot, nu doar pe aceste panouri. Asta e o prostie ce se întâmplă acum. Asta dar nu e campanie electorală. De, cum să-ți bați joc așa de spațiu? Nu vorbim noi de design exterior. Nu, dar trebuie să fie acea atmosferă, astăzi, trebuie să simțim că sunt alegeri, credeți-mă. Ok, poți să înmulțești. Vom avea o dezbatere de Barna, paleologul, nu știu, domnul Barna tot n-a avut nicio dezbatere. Prima dezbatere publică se va întâmpla între domnul paleologul și domnul Cunor în această miercure la un post de televiziune. Viziune. Domnul Barna n-a avut invitație sau n-a avut trac să meargă? Dar domnul Barna este dispus să meargă la orice întâlnire. Și, pentru că Dan Barna este în campanie electorală de multă vreme și merge să se întâlnească cu oamenii. Are o altă formă de campanie, fiecare, da, într-adevăr. În fiecare zi este în altă parte. Dacă nu ar trebui să fie la Parlament, probabil că ar fi zilnic în discuții cu oamenii. Îl văd pe stradă, nu știu, are o capacitate de foarte extraordinară și îl văd sincer că ar putea să ducă această instituție prezidențială undeva mai sus, undeva în locul în care interacțiunea cu oamenii ar fi mai directă și un mai prezentă. Un fel de live-uri mai cumpănașul? Are așa mare capacitate de efort, ar fi bun să participe la un maraton, că toți organizează multe prin București. Da, a participat și la maratoane și la Sibiu. Fără să fac reclamă domnului Barna, dar l-am văzut la maratoane. Bine, cu domnul celor săracu care nu putea foarte mult alerga, dar l-am văzut, a făcut un efort. Dar efortul despre care vorbeam nu era unul mai poate de bevi alergare, florile, mai poate aranja fructele în copac. Este special. De ce sunt okay. Domnule deputat? Nu, ziceam doar așa, că mi-a lui este horticultor și meserie foarte onorabilă. Este o meserie foarte onorabilă, nu asta aș dori să spun, dar acesta este profilul. Aceasta este ceea ce ne transmite domnul Cioloș atunci când îl vedem în prezență. Adică nu putem face o judecată sau analiză domnul Cioloș în lipsa prezenței acestuia. Nu e deontologic în primul rând, dar sperăm să îl întâlnim pe domnul Cioloș într-o emisiune aici în București, în platoul București TV, pentru că avem multe de aflat la capitolul Renew Europe și ce se întâmplă acolo, cum se poziționează, dacă se poziționează cumva, care e de stânga, care e de dreapta. Mă rog, această discuție este aproape veșnică. Era un meme foarte interesant cu domnul Cioloș și domnul Barna cu barbă la 80 de ani și întrebau, domnule, nu crezi că ne-am prea pripit când am spus să intrăm la guvernare? Ați văzut bancul, nu? Da. Cred că până la 80 de ani nu au timpul să intre și la guvernare. O să intrăm la guvernare. Probabil că va fi într-o formulă USR-PNL. Fără barbă, da, da. Și fără chelie, sper. La mine e complicat că se apropie momentul. Domnul, ultimul subiect pe care trebuie să-l amintim. Vom mai avea încă nefericită ocazie să analizăm lipsa subiectelor din campanie pentru prezidențiale. Aici am fost răutăcios, dar foarte la subiect. Nu avem 10 puncte ale lui Barna, avem normalitatea lui Iohannis cu nu, dar asta să vă spun sincer, hai să mai rămânem câteva minute tot. Vă rog. Că subiectul este extrem de important, dincolo de orice glumă. Eu chiar, vă spun sincer, sunt ca om, ca român, ca un om. Vă rog, da. Faceți campania ascunsă, vedeți că nu taxează CNA-ul pe noi. Că puteam... oricând, nu știu, să-mi pun o etichetă pe un pahar și după aia mergeați la CNA. Mulțumesc! Cu plăcere. Deci, e mai foarte clară. În momentul de față, legea actuală a dus în ridicol orice campanie electorală. Deci să vă uitați la ce reglementări sunt în materie de audiovizual. Da, și știm, practic am exilat campanii electorale pe Facebook. Acesta este paradoxul. În momentul într-o extremă în cealaltă, reglementat, nu le dați nimeni idei. Nu era de acord cu acea nebunie unde ajunsesem cu cheltuielile exorbitante, campaniile electorale și toate acele lucruri de multe drept obscene. Dar am ajuns într-o extremă, fix în cealaltă extremă. Stăteam și mă uitam la un lucru. Mergând până București, abia dacă vedeam un panou și cu două, trei afișe și dar alea pe precampanie că a avut și domnul da, Bană dar și... asta e normal. În precampanie. Deci, aici, spart bani fără număr. Cum să arunci în pre-campanie, să pui bannere peste tot și după aia tu ridici bannerele pentru că începe campania. Asta nu e campanie electorală, e carantină electorală. Da, dar campania da, se presupune... Da, în fel de zi, o moarte înainte de alegeri. Se
presupune că ar trebui să fie un moment în care interacțiunea și dezbaterea să fie om la om. Dacă așa cheltuim o grămadă de bani, îi aruncăm pe tot felul de printuri și aia a fost campania electorală. Cred că aceste restricții au rolul de a ne face să mergem să vorbim direct cu oamenii. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Da. Și, eu cred și atunci campania... scoate efectivul de partid în stradă. Și eu cred în acest lucru. Da. Și eu cred în mersul din poartă în poartă, din ușă în ușă, cu vorbitul cu fiecare om în parte, întâlnitul cu cetățenii, ieșitul din spatele tastaturii și din spatele camerelor. Sunt total de acord, dar niciodată o campanie electorală nu va mai avea farmec, vă spun sincer, fără acel afișaj, care era esențial, din punct de vedere simbolic. Dumneavoastră suferiți de liberalism interbelic atunci. Nu, eu mi-aduc aminte când eram eu la TNL, în anii 2000, aveam 20-25 de ani și ieșeam prima noapte a campaniei electorale, mergeam frumos cu aracetul și cu scociu și... Acum aveți nostalgia tinereții, domnule deputat. Încă sunteți tânăr, nu trebuie. Gardurile e prea de vreme care, să aveți nostalgia tinereții. Gardurile celor care ne permiteau să le lipim afișe. Am depășit. Erau superb. Bătăile de rigoare de la proprietari care... mai în spate. De la proprietari care nu... Foarte pe scurt, am depășit deja timpul emisiunii. Am avut date pe surse din... de la Bruxelles, noul MCV pentru România, care este drastic. Mult mai drastic decât precedentul, mult mai drastic față de cel pentru Bulgaria, cu secție specială, înaltă curte de casație și justiție, curtea constituțională intră în vizor, recomandările la Veneția și cele din MCV sunt rugate a fi aproape obligatorii pentru noul guvern. Întrebare, unul la mână, domnule Gheorghe, foarte pe scurt, va respecta guvernul Orban recomandările de la Veneția și a MCV-ului, toate necondiționat? De regulă, Partidul Național Liberal consideră că dialogul Comisia de la Veneția și punerea în aplicare a unora dintre cele propuneri venite de acolo este benefică pentru România, dar în același timp, vă spun părerea mea personală, subliniez personal, acest MCV n-ar mai trebui să mai existe de mult timp. E o chestiune aproape un mecanism politic care nu are nimic de a face de foarte multe ori cu realitățile din țară. Când se merge să citești contractul, cam asta se întâmplă. Spun de mulți ani, vă spun, cred că de cu ani buni înainte să iei un parlament. Mi se pare complet anormal. Ori avem niște măsuri care se aplică pentru toți membrii comunității europene, ori nu mai avem deloc pentru nimeni. Totuși, hai să nu dăm Bulgaria ca exemplu, că în Bulgaria sunt niște cazuri mult mai grave decât în România. Să vedeți ce frumos o să investească acolo Volkswagen în 1,3 miliarde de euro. Uf! Da, domnule, votați! Noi facem tot ce ne stă în putință ca acest MCV să fie eliminat pentru România, dar în același timp, din păcate, îi vedem utilitatea din când în când, pentru că e ca un turnesol care ne arată unde sunt probleme. Iar în ultimii ani, cu această guvernare PSD, pe care am avut-o și majoritatea parlamentară PSD, a trebuit și am suferit noi ca societate foarte multe modificări în zona asta de justiție. Iar acest MCV vine să ne arate, uite, care sunt greșelile. Și da, ok, o să-l ridicăm la un moment dat, dar avem nevoie de o majoritate parlamentară întreagă la cap și o guvernare responsabilă. O să-l ridice Bruxelles în primul rând, dar întrebarea țintită către dumneavoastră era dacă se intră în termenul de un an privind alegerea primarilor. USR-ul își menține inițiativa cu primari în două tururi în condițiile în care Comisia de la Veneția a venit și a spus: frățioare, un an e de bun simț să nu mai modifici electorala. Cât de curând? În ianuarie, februarie se întâmplă mai puțin de un an deja alegerile locale, nu? Eu cred că e decent. Suntem deja la mai puțin de un an. Iertați-mă. Eu cred că e decent ca dacă până la finalul anului reușim să... Dar vine în contradicție cu recomandarea Comisiei. Ok. Reușim să avem această lege dată, cred că este în regulă. Chiar dacă vine în contradicție cu aceste recomandări, până la urmă, pentru sănătatea democrației noastre și a oricărei democrații, este important să avem alegeri în două tururi, pentru că aduce o reprezentativitate mai mare. Un fel de Orwell varianta și... toți sunt egali, dar unii sunt mai egali decât ceilalți? Nu cred că e cazul, pentru că trebuie să înțelegem că această măsură este necesară. Da, și, sunt de acord, aici sunt perfect de acord și spun și acum... Nu e ca și cum ai schimba regulile în timpul jocului. Noi vom trece de alegerile prezidențiale și apoi o să pregătim alegerile pentru locale. Și e timp suficient ca lumea
să înțeleagă că vor fi alegeri în două tururi și să se pregătească pentru acest lucru. Și sunt perfect de acord și mi se pare absolut democratic să ai dreptul de a nu avea primari cu 7%, cu 12%, cum s-a întâmplat la fostele alegeri locale. Numărul deputați, am depășit cu mult timpul alocat emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Celor de acasă, țin să vă reamintesc că ne-am aflat în discuție alături de domnul deputat Daniel Gheorghe, deputat PNL. Mulțumesc mult încă o dată. Și domnul deputat Mihai Botez, deputat USR. Domnilor, mult succes în Parlament și împăcare pașnic, fără violențe, nu dați în oamenii nevinovați, pentru că România are nevoie de stabilitate din aceea corectă, în care nu se întâmplă ordonanțe peste noapte, chiar dacă domnul Orban a spus că e posibil. Deocamdată, acest guvern, fiind derâmat în urma moțiunii, nu poate da ordonanțe și nu poate înainta nici proiecte de lege către Parlament. Dar cel puțin un timp scurt, orice ordonanță va fi liniște. Nu poate doarme oamenii liniștiți acasă, nu de altă vine iarna și românii iarna fac chestii, de la Unire până la proteste. Adică toate au fost iarna la noi, nu știu cum se întâmplă, deci am și noi pe căldură afară. Noi suntem o țară născută pe 24 ianuarie, nu? Da, da. Mereu, acum e și cu 62, știți că, dar e o altă dezbatere din punct de vedere istoric. Bine, România are o statalitate din secolul XIII. Domnilor, mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes în Parlament și sper să ne revedem cât de curând, poate cu un guvern investit până atunci, sper eu, dacă nu, înseamnă că ne mai vedem prin martie, când se investește guvernul. Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă las în compania București TV, nu înainte de a vă reaminti că mâine seară sunteți alături de Victor Preda, colegul meu, iar până atunci nu uitați, calea către libertatea adevărată este doar adevărul, noi suntem aici să vă informăm. La revedere!